Bine, v-am găsit la un nou episod. Astăzi o să vorbim despre telefonul Samsung Galaxy S10 Plus. Să mă scuzați că vedeți acolo CD player-ul, dar n-am găsit alt loc decât numai aici. Eu l-am testat, eu l-am cumpărat deja de câteva zile și l-am testat deja. Pot să spun că telefonul ăsta îi foarte, foarte bun. Da, să știți că nu se merită să faceți un upgrade de la un telefon Samsung S9 sau S9 Plus la 10 Plus, pentru că îi aproape la fel. Ce diferă îi doar capacitatea internă și giga. Are 8 giga de RAM, 128 capacitatea internă. Ecranul e mult mai mare și așa mai departe. Bun. O să vă zic cam ce conține telefonul. Ci că îi așa, Super Speed Dual Pixel, 12 megapixel, Ultra Wide, 16 megapixel, cred că la cameră se referă. Selfie camera, ultrasonic fingerprint, 128 GB memorie, 8 GB RAM, stereo speakers și earphones și căștile făcute de AKG. Wireless power share, wireless charging, deci telefonul și wireless încarcă. Dacă aveți o baterie externă care e pe wireless, eu am și îmi încarcă, dar vreau să vă spun că încărcatul pe wireless e puțin mai greoi. Nu știu de ce, probabil că de ce e bateria externă și nu-i padul ăla wireless. Și normal că e rezistent la praf și la apă. Bun. Eu l-am luat pe culoarea roșie pentru că eu, sincer să vă spun, eu m-am cam săturat de culoarea albă, neagră, la toate telefoanele pe unii te duci numai alb-negru, alb-negru, rare ori. Rare, 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 ori vezi telefon de culoare roșie. Și o să-l desfac. Eu deja l-am desfăcut, numai eu l-am pus în cutia, așa ca să vă arătăm așa cum arată. Din câte vedeți, culoarea roșie, e foarte frumoasă culoarea roșie, numai să știți că se vede foarte tare urmele de pe degete. Și tot timpul trebuie să fii cu cârpa după tine ca să-l ștergi. Da? Vedeți? Telefonul mă cam sună, îmi cer scuze să-l închid așa. Vedeți aici? Îi duos, adică încape două cartele, dar eu am pus o singură cartelă și un card de memorie de 128 GB. Din câte vedeți, are trei camere. Are flash-ul și asta mi se pare că e amprenta, adică să-ți cronometrezi bătăile inimii și așa mai departe. Îi duos, vedeți? Îi un telefon destul de măricel. Cei care aveți mâna mai micuță, o să fie cam greu ca să-l manipulați telefonul, mai ales că butonul de power on-off îi undeva sus aici. Și vreau să vă spun că am întâlnit de câteva zile când am telefonul, am întâlnit foarte multe probleme cu fingerprint-ul de pe ecran. Deci nu se deblochează din prima clipă când ai pus degetul pe la fingerprint ca să deblochezi telefonul, trebuie să pui de 3-4 ori ca să nimerești fingerprint-ul să se potrivească. Și nu știu ce-i cauza asta. Și atunci am ales să-l deblochez facial. Facial și cu parolă. Dar vă spun sincer că fingerprintul de pe ecran care e ultrasonic, ci că merge foarte greu. Și nu înțeleg de ce e chestia asta așa. Nici aici nu nimerit-o. Telefonul vine normal cu... Eu deja am desfăcut deja cutia așa, așa. Aici vine căștile care zi la AKG. Pinul cu care desfaci... Na, doamne. Cu care desfaci telefonul. Cel de transferuri între două telefoane Samsung și mufa micuță, care și asta e pentru un transfer. Deci căștile de la KJ, aici vine cablu și așa mai departe, nu ne interesează. Așa, stăm la o parte asta și să dăm drumul la telefon, să vedem ce se întâmplă. Nu se întâmplă absolut nimic. După cum vedeți, Samsung Galaxy S10 Plus, Power by Android,
și securizat by Knox, cică. Da. Eu l-am setat deja, i-am făcut setările, după cum am spus, l-am cumpărat de câteva zile, eu l-am setat deja. Și normal că fiind gata setată, atunci apare cu una și cu alta. O să deblochez, să-mi bag parola, așa. După cum vedeți, telefonul mi-am ales imaginea asta, că e foarte frumoasă imaginea asta. Numai un picuț. Așa, să opresc sunetul, că mă enervează sunetul. La mișcare se mișcă foarte fluid, foarte, 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 foarte rapid. Intrăm în settings repede, repede, repede și să-i dăm aici la About Phone. După cum vedeți, numărul tot. Dăm aici Software Information. După cum vedeți, Android-ul versiunea 10. Da? Toate prostiile astea care le știți și voi. Așa, numai un picuț, că din păcate mi apare mesajele în timp ce vorbesc cu voi și o să-mi sâce telefonul. Aici, din câte vedeți, aici mi-arată că memoria internă de 128, 27 sunt ocupați. Așa, memoria la RAM e 8 GB, 3,7 îți folosiți și chestii mai departe și așa mai departe. Și îmi duce all good. Da. Măi, deci telefonul în sine e un telefon foarte frumos. Deci se mișcă beton. Dar v-am spus că nu se merită să faceți trecerea de la un telefon Samsung S9 sau S9 Plus, să faceți un upgrade la S10 Plus sau la S10, dar eu trebuie să fac obligatoriu pentru că S9-le deja au început să-mi dea rateuri, fiindcă am folosit foarte mult pe TikTok, au început deja să îmi steie pictogramele de la TikTok imprimate pe ecran. Deci când închideam telefonul sau dacă foloseam ceva de culoare deschisă pe telefon, se vedea pictogramele de la TikTok și am discutat cu cineva și mi-a spus că ecranul e posibil să se ducă. Deși nu cred că s-ar duce ecranul, numai că a rămas imprimat pe ecran, cum am spus, pictogramele de la TikTok și bă, am zis, mă, nu risc, mai bine îmi iau un telefon ca să-l am de backup, că în caz că se strică S9-le, să-l am pe S10-le ăsta plus. Și așa m-am decis să-l iau pe culoarea roșie, pentru că foarte multă lume, cum am spus, are pe negru, pe alb și nu vreau să fiu cu aceeași culoare. Deși S9-le meu era un albastru, foarte frumos și ăla. No, bine, că i-am comandat carcasa, trebuie să-mi vină mâine carcasa, pentru că nu pot să-l las așa, pentru că dacă l-aș lăsa așa, asta ar însemna ca să vadă tot timpul urmele de pe degete și plus de asta e foarte ușor de zgâriat, pentru că el pe spate are o sticlă. Are undeva la 173 de grame sau 175 de grame, nu știu exact, dar cam acolo îi este, fără carcasă, e destul de greuț. Bine, că e și mare ecranul, din câte vedeți, vedeți, e foarte mare ecranul. Vedeți? Don't touch my phone, așa. După cum am spus, e duos. Da, v-am spus să nu faceți upgrade-ul pentru că nu se merită. Și foarte mulți mi-au spus că de ce nu am luat un S20 sau S20 Plus Ultra care au apărut și că de ce n-am mai pus diferență de bani și asta. Bă, eu sunt genul de om că dacă apare ceva nou în device, nu sunt genul de om care să sar repede pe device-ul ăla să plătesc cât o, nu știu, cât o mașină cu care conduci. Eu aștept, cum am așteptat și după ăsta, când au apărut, știți destul de bine că a fost foarte, foarte, foarte scump și acum l-am luat undeva la 3.300 de lei, ceea mi s-a părut destul de accesibil, nu a fost nici cum scump, dar nici ieftin, ieftin, a fost destul de accesibil. Și ca să-mi iau un Samsung Ultra 20 Plus sau mă rog ce așa, am zis că n-are rost să mă arunc, să dau undeva la nu știu cât a fost, 4.000, 5.000, 6.000, depinde de versiunea pe care vrei să o iei, dar mie îmi place ăla Ultra, S20 Plus Ultra, îmi place ăla foarte mult și ăla era undeva la 5.000 sau 6.000 de lei. Și am spus că n-are rost să investesc bani, atâția bani în el, pentru că oricum o să apară noutăți și noutăți și cu timpul o să ieftinească și atunci o să mă decid dacă o să-l cumpăr ăla S20 Ultra. Până atunci rămân cu S10-le ăsta Plus, sunt foarte mulțumit de el, lucră foarte bine, dar v-am spus că sunt foarte dezamăgit de amprenta care nu-și prea face... A, uite că acum au luat-o din prima. Da. Și
Îmi cer scuze, numai un picuț, că încerc să, în timp ce vă arăt vouă chestiile astea. Deci eu am ales să fac cu ambele degetele de fingerprint și uitați-vă aici, nu vrea, uitați-vă, îmi dă eroare, no match. Uite, acum o altă din a doua. Deci nu înțeleg de ce chestia asta. Bă, eu nu prea sunt mulțumit de fingerul ăsta print pus pe ecran. Sincer să vă spun, nu sunt mulțumit absolut deloc. Mai bine lăsa aici pe spate unde era obișnuit unde era obișnuit Samsung să-l pună pe spate. Eu nu sunt obișnuit de fingerul ăsta print pus pe ecran, ultrasonic, cum îi zice ei. Uite, mă, că acum le din prima, da? Ce chestie? Uite, mă, că le din prima, mă, nimă! Deci până să nu filmez acest clip, uite și acum iar îmi face figuri, uitați-vă. Deci v-am spus, deci sunt momente în care pur și simplu nu ți-l iei din prima și ți-l iei din a doua triatură. Vedeți? Le-am făcut cu ambele degete pentru că de obicei eu când fac baie și stau în apă caldă, îmi place să stau pe telefon și atunci îmi cere să deblochez telefonul și atunci am zis că depinde cu ce mână stau în telefon, atunci pot să folosesc ambele degete de la ambele mâini și de obicei eu cu mâna asta stau în vană cu mâna dreaptă și cu mâna dreaptă dau scroll up down și mă uit pe telefon. Da. Deci asta e problema, asta nu-mi place la S10-le ăsta plus sau și probabil că și S10-le are același fingerprint în ecran și asta mă dezamăgește un picuț pentru că o scos acel fingerprint care era de obicei în spate. Nu știu ce l-au pus în ecran, nu înțeleg chestia asta, dar în fine. O să ne obișnuim și cu asta, nu? Oricum eu mi-am pus și deblocare facială și am și parolă. Și de obicei la deblocarea facială, uitați-vă aici, fac așa, deja mi s-a deblocat telefonul și îi dau swipe up. Aha! Și i deblocat telefonul. Deci, cam asta a fost vorba despre S10 Plus astăzi. Așa că dacă vreți să îl cumpărați, îl puteți cumpăra, dar nu se merită să faceți trecerea de la S9, S9 Plus, să faceți trecerea de la ce v-am spus mai devreme, la S10, S10 Plus sau Samsung 10e. Mai bine rămâneți cu alea pentru că mare diferență nu e. Diferența v-am spus că între RAM și memoria internă și cred că cam asta e. Ba, și că au pus fingerul print în ecran. Cam asta e diferența între cele două modele, S9 și S10. Acum, bine, fiecare. Eu nu l-am luat pentru fițe, că v-am spus care a fost motivul. L-am luat pentru că mi-a rămas imprimat pe ecran pictogramele de la TikTok și deja am zis că decât să risc să-mi se strice ecranul de la atâtea filmări care le-am făcut cu S9, le-am zis că mai bine trec la S10 Plus. Și dacă în caz că se strică S9 sau nu se strică S9, oricum la rămâne de backup și îl folosesc pe ăsta 10S Plus pentru că de-aia l-am cumpărat să-l folosesc. Bine, cam atât am vrut să vă arăt despre achiziția asta nouă. Multe chestii nu vreau să vă spun pentru că le știți și voi destul de bine, n-are rost să vă zăpăcesc capul cu telefonul pentru că oricum probabil că unii dintre voi știți mult mai multe decât știu eu. Așa că vă urez o zi plăcută în continuare și don't touch my phone. Don't touch my phone, otherwise I will kick your ass. Bine, vă pup, o zi bună în continuare să aveți și ne auzim la un alt episod. Pupici!